Consiliul Științific al Muzeului are rol consultativ și este format din specialiști care îi pot ajuta pe muzeograf, dar și pe manager să desfășoare activitatea, să dezvolte noi proiecte. La câmpul lung din Consiliul Științific al Muzeului fac parte Virgil Nițulescu, directorul Muzeului Țăranului Român și președintele Rețelei Naționale a Muzeelor din România, Claudiu Tița, cercetător științific la Muzeul Golești și Ionică Pârvu, membru al Asociației Sinaptica, una dintre cele mai active asociații de promovare a patrimoniului național și de implementarea unor proiecte cu finanțare europeană în domeniul culturii și reprezentanți ai muzeului, managerul Alexandru Oprea, conservator Consela Grecu și muzeografii Mihai Ionescu și Sanda Safta. Consiliul Științific, fiind un organism colegial și consultativ, are în cea mai mare parte atribuții legate de a-l ajuta pe manager în a derula o bună parte din ceea ce înseamnă partea științifică, partea de specialitate a unui muzeu. Cercetarea, conservarea, restaurarea, tipurile de acțiuni, prioritățile de la an la an în materie de activitate științifică, activitate de expunere, de interpretare a patrimoniului, de achiziții, lucruri de acest fel. S-a discutat despre activitatea muzeului, despre cea de conservare și restaurare, dar și despre nevoile instituției pentru a reuși să păstreze în cele mai bune condiții obiectele din colecția muzeului. Fiind o instituție finanțată din bugetul local, achiziția de aparatură modernă care să permită păstrarea în bune condiții a obiectelor aflate în patrimoniul instituției depinde de alocările bugetare anuale, specialiștii prezentând câteva dintre urgențele acestui an. Depozitele, cel puțin în secția de istorie, sunt situate la demisolul clădirii, iar mai ales pe timpul verii crește umiditatea și vreau să spun că eu am în gestiune 4 depozite în care funcționează doar 2 dezumidificatoare și în fiecare săptămână trebuie să mut dezumidificatoarele dintr-un depozit într-altul pentru a scădea valorile umidității sub 65%. Vreau să spun că monitorizăm în permanență valorile temperaturilor și umidităților relative și suntem cu aceste valori în parametrii normelor de conservare. Am propus și pentru anul acesta să achiziționăm măcar 2 dezumidificatoare pentru a putea menține un climat optim în conservare. Pe lângă lipsa aparatului de specialitate, în cadrul întâlnirii s-a discutat și despre lipsa unor calculatoare performante care să permită introducerea într-un sistem național a informațiilor legate de patrimoniul muzeului. Este o deficiență care are 2 zone sensibile, finanțarea locală, dar și lipsa de coerență la nivel național a programelor de informatizare care să permită centralizarea informațiilor și astfel atât specialiștii cât și cercetătorii, dar și publicul, să poată accesa o bază de date națională. Muzeul Municipal funcționează într-o clădire care nu este proprietatea instituției, așa că încercările de modernizare pe fonduri nerambursabile s-au blocat din această cauză. Dar acum a mai apărut o problemă, o dispută pentru parcarea mausoleului Mateaș. Mausoleul este secția muzeului din Câmpul Lung și se află în patrimoniul municipiului, iar parcarea este acum revendicată de Comuna Valea Mare Pravăț, dar și de un locuitor al comunei. Din toamnă, proprietatea parcării a ajuns să fie disputată în instanță, iar directorul muzeului i-a informat pe cei prezenți despre implicarea instituției ca parte în proces. Există în continuare o instanță pe rol referitoare a faptului că un vecin își solicită fosta terasă de paradă ca fiind un teren al bunicului său. Primăria Municipiului Câmpul Lung se reprezintă printr-un jurist, a făcut și Muzeul Municipal Câmpul Lung o cerere de intervenție prin avocat propriu de a deveni și el parte la proces ca fiind parte interesată, aceasta fiind până la urmă o acțiune care mă obligă pe mine ca manager în calitate de bun administrator să mă implic în ceea ce fac. Pe 14 februarie există o nouă înfățișare și să vedem dacă se intră pe discuția de fond. Nu știm în ce măsură se va realiza. Situația terenului pe care se află amplasat mausoleul Verilor de la Matea și în continuare este o neclaritate. Nimeni nu are acte, toată lumea dorește să aibă și în momentul ăsta, din acest motiv, nu avem nici toaletă acolo, nu avem nici posibilitatea accesării fondurilor europene, nu avem nici cadastru și nici nu putem să clasăm tot ansamblu. Pentru că, așa cum bine știți, monument istoric este doar construcția din 36, nu este tot ansamblu. Are tot ansamblu prin
prin discuții informale cu colegii de la INP, ar fi susceptibil de declasare ca ansamblu monumental. S-a vorbit și despre oportunitatea realizării unei secții de literatură în cadrul muzeului, despre dezvoltarea la nivel local a cercetării arheologice, dar și despre proiectele pentru anul 2019.